Profesori din toată țara au ieșit din nou în Piața Victoriei să le ceară guvernanților rezolvarea problemei salarizării ce persistă de ani buni. Peste 1000 de membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret au pichetat sediul guvernului cu speranța că politicienii măcar de data aceasta îi vor asculta. Sunt multe revendicări. Multe se leagă de salarizare, pentru că în decembrie anul trecut am discutat cu premierul României, cu domnul Ionel Nicolae Ciucă, despre o nouă grilă de salarizare în învățământul preuniversitar și în cel superior. Grilele sunt alcătuite de Ministerul Educației, sunt la domnia sa pe birou, le cunosc politicienii, dar necesită bani. Noi nu putem revigora învățământul românesc fără bani. Oricum ar fi, nu suntem luați în seamă și de aceea ne doare că doleanțele noastre nu sunt puse în agenda de zi cu zi a celor care ne conduc. Printre cerințele manifestanților se numără și identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor personalului didactic auxiliar, acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, instituirea legii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice cu rata inflației și plata orelor suplimentare, efectuate atât de personalul didactic auxiliar cât și de cel nedidactic. Cum se poate trăi în România de astăzi, în România educată, cum se poate trăi cu 3600 de lei? Eu întotdeauna am fost optimistă, dar acest optimism cade pe măsură ce văd că nu se iau niște măsuri concrete pentru noi, pentru profesori, pentru oamenii care îi educă pe copii. În învățământ suntem subfinanțați, în primul rând, și am avut în acest an 2,1% din PIB, adică un buget foarte mic. Și pentru legile învățământului, care acum sunt în discuții și în care am înțeles că nu sunt încă prevăzute niște standarde corecte pentru profesori. Sindicaliștii amenință cu proteste și în lunile următoare, ba chiar este pusă în discuție și o grevă generală a personalului din învățământ la sfârșitul lunii mai.